Am revenit, doamnelor și domnilor. Viorel Hrebenciuc, unul dintre liderii Partidului Social Democrat, a fost condamnat definitiv la 3 ani de închisoare cu executare. Fostul deputat PSD a fost găsit vinovat de trafic de influență în dosarul Giga TV. În același dosar, Laura Georgescu, fosta șefa Consiliului Național al Audiovizualului, a fost condamnată la 4 ani și 4 luni de închisoare, iar Gheorghe Ștefan, fostul primar al orașului Piatra Neamț, a primit o condamnare de 4 ani și 6 luni de închisoare. Pentru Narcisa Iorga, judecătorii au dispus suspendarea executării pedepsei de 3 ani de închisoare. Faptele cercetate de procurorii DNA datează din 2015. Atunci, Pinalti ar fi intervenit prin intermediul lui Viorel Hrebenciuc pe lângă șefa Consiliului Național al Audiovizualului pentru a nu fi retrasă licența postului de televiziune Giga TV.